Bună dimineața, dragilor și bun găsit la întâlnirea cu profuma. Din nou suntem la lecție. Dar unde este partenera? Unde este Măriuca? Ah, aici erai! Te-ai pitit! Așa îmi scriam în cuvântul ăsta. Te-ai pitit! Nu? Te-ai ascuns un pic. Chiar discutam el la într-un dicționar acolo și citeam niște cuvinte și a te ascunde înseamnă a te pitit. Și tu asta ai făcut acum. Zile și tu, bună dimineața, prietenilor tăi, în engleză. Good morning, everyone! Așa. Nu, Bubu, am făcut o surpriză, zici, de asta că scriu. I made Bubu a surprise. Așa. M-am pitit un pic, m-am ascuns un pic și ne-am găsit mai târziu. I hid there for a little bit and then he found me a little later. Așa, da. Ei, să începem noi tema. Aici să spun tabla cu, tabla cu 2. Da? Tabla cu 2. Adică un ori 2, un singur 2, ce face? 2. Tu îți vorbești. Da? Așa să pun pe ăsta cu 2, care e tabla cu 2. Da. 2 ori 2. 2 times 2 equals 4. Așa. Apoi. 2 ori 3. 2 times. Hey! Oh, greșit, da, da, corect. Așa. Egal cu? Equals 6. Așa. Dar spune și 5 ori. Zic cuvinte. 5 times 2 equals 10. Așa. 6 times 2 equals 12. Așa. 7 times 2 equals 14. Așa. 18 times 2 equals 16. Așa. 9 times 2 equals 18. Asta, ai tabla cu 2. Hai să încercăm și facem și tabla cu 3. Gen, descurcăm. Tabla. Înmulțirii. Cu 3. Hai să zicem. 1 ori 3. Un singur 3. Cât de da? 3. Așa. Apoi. Ups. Așa. Cu 3, da? Yes. De ce rupi 2 ori 3? 2 ori 3. Egal cu 6. Încă vine în engleză? Oh, 2 times 3 equals 6. Practic să mai adaug lui 3 încă un 3. 2 ori, nu 2, 3 ori 3. 3 ori 3. Așa. Zi. 3. 3 times 3 equals 9. Așa. 4 times 3 equals 4 times 3 equals 20. Așa. Scriu mai mic. Eu scriu mai mic. Nu te supăra. 5 ori 3 egal cu? Egal. Equal 5 times 3 equals 15. Așa. 6 times 3 equals 18. Așa.
7 times 3 equals 21. 8 times 3 equals 41. 24. 9 times 3 equals 27. 10 times 3 equals 13. Iată și cu 3. Și așa le spunem prietenilor noștri să continui și cu 4 și cu 5 și să completeze acasă toată tabla până la 10, da? Asta le lăsăm noi ca temă prietenilor. Și tu ca temă. Okay. Mâine când vă arătăm căițelor, să avem toată tabla făcută pentru, nu? Până la 10. Deci am făcut-o cu 2, aici cu 2, da? Să le ținem cu 2. Am făcut-o și cu 3 și așa mai departe. Dacă știm complet și în exerciții, am deținut foarte bine, vom lucra foarte rapid. Ia să vedem noi să facem așa. 5 ori 3 minus 4 ori 7 plus 2 ori 5, 2 ori 8, este egal cu. Hai să vedem numai asta. Atât, să facem mai puțin. Te rog să vedem. 5 ori 3. Avem răspuns, o putem găsi 5 ori 3. Găsim undeva 5 ori 3. Adică de 3 ori câte 5. Adică, sigur că da, spune. Mai vedem. 5 times 3 equals 15. Așa. Ăsta este 15. Pun deasupra. Deci, atenție! Întâi facem înmulțirile și pe urmă adunăm și scăderea mărimii. Nu știm asta. Spune prietenul. Întâi facem operația de înmulțire și pe mază. First we'll do the operation with times. Așa. And then we'll do the operation with minus and plus. Corect, corect. Ei, 4 ori 7. Cum să facem mai pe 4 ori 7? Nu avem în tabla. Ce ar fi cel mai? Hai să vedem. 25. Adică? 25 ai zis. Hai să vedem acum, să ne convingem. Ce înseamnă 4 ori 7? Să zicem, 4 ori 7 înseamnă că de pe 7 îl adunăm de câte ori? 4 ori. Adică 7 plus 7 plus 7. În engleză spune. 4 times 7 equals 7 plus 7 plus 7 plus 7, yeah. Four times 7 equals 7 plus 7 plus 7. Așa. Așa. Ei bine, ăștia mai doi adunați cât fac? Mai doi. Ăștia doi adunați? 14. Așa. Oh, nu. Așa nu. 14. Spune, în engleză. 7 plus 7 equals 14. Iar ăștia la alți doi din nou cât fac? Ăștia la alți doi? Ești atentă? 14. Tot, așa. Iar ăștia doi adunați? Ia să vedem cât fac. Deci 14 plus 14. Și este egal cu? 28. Da? Deci răspunsul corect, 28. Așadar, 4 ori 7, de 4 ori câte 7, fac 28. Da? Vezi? Asta trebuie, dacă urmează să învățăm, să ținem minte și zic 4 ori 7. Păi zici 25, nu? Nu, iar adevărat, atât că am făcut-o în cred și ne-am dat seama că 4 ori 7 fac 28. Hai să mai facem într-un alt mod. 4 ori 7 ăsta, mai poate fi scris așa.
4, înmulțit cu 7, asta se spune ca două numere. Cine două numere adunate fac 7? 5 sau 4 plus 3. Sigur că da. 4 plus 3. Și acum, 4 ăsta ăla, îl înmulțește și pe 4 ăsta și pe 3. Și vine 4 ori 4. Vine 4 ori 4 plus 4 ori 3. Și acum, de 4 ori câte 4 ani cât face? Ia să vedem. Am putea spune de 4 ori adunat pe 4. 4 plus 4 plus 4 plus 4. Corect. Foarte bine. Deci 16 plus de, pe 4 de 3 ori acum adunat. Numai de 3 ori. Corect. 12. Și totalul este? 28. Foarte bine, foarte bine. Deci 4 ori 7 ăsta pot să spun că este 28. Am ajuns la ce am răspuns și pe o cale și pe cealaltă. Hai să mai facem într-un alt mod. Tot pe 4 ori 7, tot pe 4 ori 7 egal cu 4 ori, hai pe 7 ăsta în alte, o altă descompunere. Și aș spune 5 și 2. 5 plus 2, dacă este bine. 5 cu 2 fac 7, da? Și acum îți spune. Da, 4 ori 5 plus 4 ori? 4 ori 2. Așa, 4 ori 2. Și este egal cu 4 ori 5. Hai cât face? De 4 ori 5. Foarte. Cât 21? Ia să vedem. Suntem atenți. De 2 ori 5? 10 face, nu? Și încă o dată de 2 ori 5? 20, da? 20. Deci, ce înseamnă 4 ori 5? Înseamnă 5 plus 5 plus 5 de 4 ori. Dar 5 plus 5 fac și 10. Și iar 5 plus 5 iarăși 10. 10 și cu 10 ăsta fac 20. Deci 4 ori 5 este 20, da? Și egal cu 20 plus 4 ori 2? 8. Și 28. La același rezultat s-a ajuns. Deci n-are importanță cum descompunem. Important este că s-a ajunge la același rezultat. Și că înmulțirea se face cu toți cei din paranteză. Absolut cu toți cei din paranteză. Deci pe 7 o scriem cum vrem noi și totul este perfect. Bun. Așadar, hai să continuăm exercițiul că l-am uitat aici. 5 ori 3, cât face? 5 ori 3. 5 ori 3, 15 am spus noi în engleză. 5 ori 3. 5 times 3. Așa. Egal cu 15. 15. Minus. Cât acum? Minus 28. Da. Și plus 2 ori 8, de 2 ori 8. Ce face? 16. Așa. Deci 16. Și este egal cu. Ei, ia să vedem cum facem pe calculul ăsta. Eu rog să te uiți acolo, cum facem noi calculul ăsta? Așa. E o problemă, e o dificilă, da? Dar noi știm o șmecherie, ce facem? Toți cei cu plus aducem pe primul loc. Așa. Da? Deci aducem pe primul loc. Vorbește în engleză, te rog. Deci cei cu plus îi aducem pe primul loc, pe prima poziție. The one with plus, we are going to bring them in the first Și acum vine 15 plus 16, vorbește tu, 15 plus 16. 15 plus 16. Minus 28, da? Da. Și este egal cu?
Cât fac ăștia doi? 21. 21. 31. Oh. 30. Dacă rămân în 10 și 31. Și minus 28, cât ne va da la scădere? Din 31 scădem pe 28. Așa? Am luat 10, a rămas 12, 1, 3. Deci răspunsul corect este? 3. Da, spune. Spune în engleză. 31. Așa. 31 minus 28. Așa. Equals 3, nu? 3. Așa, mă. Nu văd și eu la de engleză așa după tine. O să stărcesc cât pot tare, dar asta e. Lume. Am făcut exercițiul ăsta. Hai să le spunem prietenilor noștri așa. Că ori de câte ori au un exercițiu, dar și ăsta mai complex, ei se pot descurca pentru că au niște informații. Noi le-am pus acum la îndemână o tehnică de lucru. Să începem un atelier. Minus 4 ori 7 plus 2 ori 5 minus 3 ori 9 plus 7 ori 8 este egal cu. Minus 4 ori 7, dacă poți să-mi dai deodată. 4 ori 7. Ai mai făcut noi ori 4 ori 7? Ia uite-te tu pe exercițiu. Mai sunt de la 4 ori 7 făcut? În urmă. 4 ori 7. Așa este. Minus 28. Deci egal cu minus 28. Așa, suntem atenți. 2 ori 5. De 2 ori 5. Vorbește? Așa. Deci plus 10. Apoi, minus 3 ori 9. Găsim în tabla sau 9 ori 3. 20. Da? Este de așa. Ori 3 ori 9, ori 9 ori 3. Tot același lucru. Yeah. Da? Deci minus 27. Ei, ăsta ce facem? 7 ori 8 să luăm de o parte să muncim. 7 ori 8, nu avem în tablă, nu știm. Cu cine să fie egal 7 ori 8? Să facem noi magie. Pe 7 înmulți cu, în loc de 8 să punem pe cineva. Descompunem tu pe 8-ul ăsta. În cine și cine, ca să-ți vină bine. 4 plus 4, da? Deci 4 plus 4. Și este egal cu. Vorbește acum. Vine 7 ori ăsta plus 7 ori cealaltă. 7 plus 4 equals 11. Deci 7 ori 4 plus 7 ori 4. Așa, 7 ori 4. Egal cu 7. Egal cu. Mai am făcut așa 7 ori 4. Exact, exact. 28. Nu 22. 28. Uite, aici este. A făcut. 28. Deci 28 plus 28. Și cu cine este egal 28 plus 28? Ia să faci matematica. 28 plus 28, te rog. Încă o dată? 28 plus 56. Așadar, plus 56 aici. Plus 56. Și egal cu. Hai să mai facem pe 7 ori 8 ăsta într-un alt mod. 7 ori 8. Egal cu 7 ori. Nu 4 plus 4, o altă descompunere a lui 8. Alte două numere.
Mie îmi place cu 5-ul. Să folosim 5-ul. Adică 5 plus cât să fac 8? 3, da. Și este egal cu? 7 plus 5. 7 ori 5. Că mulțirea din 7 ori 5 vorbim. Deci egal cu 7 ori 5. Așa zice, nu? 7 ori 5, totul vorbește, plus. Plus. 7 ori 3. Așa, așa scriu eu în ordine, așa. Ori, isul acela, ori punctul acesta la mijloc pus, da? Okay. Egal cu 7 de ori de 5. Cât ori face? Iese până 5 plus 5 plus 5 de 7 ori a durat. 5, 1. 2 de 5, fac 8. Hai să-i scriem pe... Vrei tu să dai răspuns? Hai să văd, m-aș bucura, bine, mult. Nu. 7 de ori de 5, nu-i 7 plus 5. Nu-i 7 plus 5, ci adunarea lui 5 de câte ori? De 7 ori. Deci asta ne spune de câte ori îl adunăm pe 5. Deci 7 ori 5, să scrii 7 ori 5, egal așa. Ia scrie tu, egal cu... 5 plus 5. Așa. Și plus 5. 6. 6, mai trebuie încă una. Și acum. Câte 2? Câte 2 că dai răspunsul rapid. Cei 2 adunați? 10. Încă 2 de după el. Iar 10. Iar ăla și cu ăsta la altul. Iar 10. Și rămâne 5 ăsta la sfârșit. Deci cât este suma? 35, sigur. 35. Deci aici la 7 ori 5, răspunsul corect care este? La 7 ori 5, aici să punem, egal cu 35. Da? 35 plus 7 ori 3. Ia să vedem 7 ori 3. Ai undeva în tablă 7 ori 3? Poate ai 7 ori 3. Acolo, cât este? 21. Deci plus 21. Și răspunsul corect, ia să vedem, la această înmulțire, cât este? 56. 56. Da? 56 răspunsul corect. Așa da. Minus 28 plus 10 minus 27 plus 56. Are importanță cum scrim de ăsta descompus? Nu. Că răspunsul este același, 56 și într-un mod, când am zis 4 plus 4 și când am zis 5 plus 3. Dar de ce crezi tu că am zis 5 plus 3? Ce motiv am avut eu când am zis 5 plus 3? Că cu 5 poți să-i grupez. Câte 2 din 5, câte 2 din 5, fac 10 repede și adun repede. Ăsta e motivul, da? Deci dacă am ști tabla cu 5, ți som? Știu că ți som, dar ce să facem dacă a fost așa o punere făcută? Mai dormeam încă o oră, era foarte bine, nu? Așa este. Asta... Da. Să încercăm să mai întâlneam dormi. Nu, forțele și mai facem un pic. Cât mai facem, cât mai putem așa. Așa, să vedem o altă încușiță. Aș vrea să fac și pe-a dat mulțirii cu 5, să o vedem. Ca... Am văzut eu că ne este de mare folos. Când calculăm și facem edificiile, dar folosim asta cu 5, repet, ne este mare, mare ajutor. Să zicem cu tabla cu 5. Așa. Zicem, în felul următor, 1 ori 5 egal cu 2 ori 5 egal cu. Vino și te mă ajută, te rog. Deci 1 ori 5
1 ori 5. Egal cu cine? Un singur 5. Cât face? Sigur că da. 2 ori 5. 2 ori 5. 2 de 5. Cu cine este egal? 2 de 5. Egal cu 10. Corect. Dar 3 de 5. 3 de 5. Dar 2 cu 10. 15. Perfect. Dar 4 de 5. 4 de 5 egal cu cine? 4 de 5, 20. Corect. Dar 5 de 5, deci 5 ori 5, 25 e bine. Bine. 25. Și 5 ori 6, nu, 6 ori 5. 6 ori 6 de ani de 5 este egal cu 30 și 7 de ani de 5 este egal cu 7 de ani de 5, cât este? La cei 6 mai până încă un 5. Sunt 30 și... Așa, 35. 8. 8 ori 5. 8 ori 5 este egal cu 40, corect. 9 ori 5 egal cu 9 ori 5, cât face? 9 ori 5, 45 și 10 ori 5 egal cu 10 ori 5 egal cu 50. Corect. Da. Deci, iată-ne că am scris această tablă. Cu cine? Cu 2 o știm, cu 3. Și am văzut-o că 5-ul ăsta e bine să o avem foarte repede. Deci, un singur 5 face 5. 2 de 5, 10. 3 de 5? 4 de 5? 45, 50, da? Asta avem acum. Și acum să vedem unde ieșiți, unde bazăm pe asta. Vrei să fie ultimul? Ești obosită, da? Abia stai. Ei, hai să facem pe ultimul. Să spunem 7 ori 6. 7 ori 6. Minus 8 ori 9 plus 4 ori 7 minus 3 ori 6 plus 7 ori 9 este egal cu. Ei, aici suntem. 7 ori 6 să facem. Cum avem de gând să facem 7 ori 6? Să vedem, nu avem tabla. Ne luăm deoparte și muncim un pic. 7 ori 6 egal cu 7 ori. Și pe 6 să descompunem. În cine și cine? Așa. 5 plus 1. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine, Mărica. 5 plus 1. Și este egal cu. Și ce urmează? 7 ori 5 plus 7 ori 1. 7 ori 5. Avem undeva? Fai, de bine, ce bine este. Vezi? Asta este. 35 plus 7 ori 1. 7 ori 1, 7. Da? E un singur 7. Și când adunăm 35 cu 7? Egal. 42.
E răspunsul corect, 42. Așadar, aici, 42. 8 ori 9 se face. 8 ori 9. Egal. 8 ori, și pe 9 să scriem într-un fel. 5 plus 4. Te-ai prins de poantă că cu 5 lucrăm aici, nu? Jonglerii o facem cu 5, că de-aia am făcut asta. Și acum ziceți, egal mai departe cu scrietul. Egal cu 8 ori 5, da? 8 ori 5, 8 ori 5, plus 8 ori 4. 8 ori 4. Egal cu 8 ori 5. 8 ori 5. Avem în tablă 40. Deci egal cu 40 plus 8 ori 4. N-avem 8 ori 4. Dar ce să facem noi? Îl luăm deoparte și muncim la el. Să muncim, nu? Deci vine 8 ori 4. Înseamnă așa că scriem de 8 ori 4. Sau de mai degrabă de 4 ori câte 8. 4 ori câte 8. Scriem mai puțin. Adică 8 plus 8 plus 8 plus 8. Și cei doi de 8 fac cât acum? 16. 16. Și care face cât? 32. Da? Deci, 8 ori 5, 4, 32 acolo. Aici este scris. Da? 32. Deci egal cu și plus 32. Așa. Și care este rezultatul? Egal mai departe cu 40 cu 32. Care rezultat? 72. Foarte bine. Îmi spune fundul ăsta. Îmi spune fundul ăsta. Ah, fundul ăsta. Lasă-l, îl pun eu, îl chide geamul. Uite așa. Că de bine ne-am întâlnit la noi? Nu. Deci 72. Așadar, avem aici 7 ori 6 făcut 42 și am constatat că 42 ăsta se obține în mai multe variante. Una dintre variante a fost asta cu 5 plus 1, iar când se face pe 8 ori 9, am avut mari dificultăți. Că 5 și cu 4 e 9. 8 ori 5 am găsit în tablă, dar 8 ori 4 n-am știut și am muncit la 8 ori 4. Dar înseamnă și 4 ori 8. Și așadar aici deasupra pun 72, da? Să înțelegem bine. 4 ori 7 acum. Ia să facem pe 4 ori 7. Cum facem? 4 ori 7. Da? 4 ori 7. 28. Dar cum știi asta? Am făcut. Am mai făcut asta, da? Da. Foarte tare. Vezi, dacă repetăm același lucru de mai multe ori, ține minte. 4 ori 7 am făcut de vreo 2-3 ori pe murul, prin ghesiții, nu? Da. Bravo, mă bucur mult. Asta înseamnă ce înseamnă să învățăm. De acum ai înțeles dacă în anumite înmulțiri le știm, deodată le folosim. Formidabil de chestii. De ce e important să învățăm tabla înmulțirii? Uh-huh. Deci trebuie să o știm pe de rost. Uh-huh. Cum te cheamă pe Maria? Așa, deci 28 spune. Cum știi tu că te numești Maria? Așa. Am luat 3 ori 6. Avem 3 ori 6? 6 ori 3. E același lucru. 18.